În seara asta mă bucur din toată inima pentru prezența Duhului Lui Dumnezeu. Dacă am fost prezenți la închinare, dacă am fost nu doar fizic aici, ci ne-am și implicat cu inima noastră și cu Duhul nostru, cred că Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a atins pe fiecare dintre noi. Amin? Aș dori să deschidem Biblia, cei care o aveți la voi, aș dori să citeți din cartea 2 Samuel, capitolul 6, primele 11 versete sunt pasajul din care vreau să vă vorbesc în această seară, continuând studiul nostru, miniseria noastră de mesaje. Așa cum știți, cei care ați fost luna trecută, am vorbit atunci despre, sau mai bine spus, am început să vorbesc despre capcanele pe care diavolul le aduce în viața noastră. Și dintre multele capcane pe care diavolul le aduce în viața credinciosului, am început săptămâna trecută vorbind despre capcana ofensei. Pentru cei care ați fost aici, vă amintiți că am vorbit despre modul în care diavolul de multe ori folosește ofensa. Atunci când Hristos a venit în fața ucenicilor, a unui mare număr de ucenici care îl ascultau, care au beneficiat de binecuvântarea lui, Domnul le-a cerut un anumit lucru. Și au spus cei care au auzit, Domnul a spus: Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Și mulți dintre cei care îl urmau atunci, în vremea aceea, au spus: Cuvintele astea sunt prea de tot. Trăim într-o generație în care foarte mulți dintre cei care îl ascultă pe Hristos au aceeași atitudine, sunt ofensați de cuvintele lui Dumnezeu. Veți găsi oameni care vor spune în mod constant, e prea mult ceea ce îmi cere Dumnezeu. E prea mult să trăiesc o viață de sfințenie. E prea mult să trăiesc o viață de ascultare. E prea mult ceea ce îmi cere Dumnezeu. Și diavolul folosește această capcană, am numit-o capcana ofensei, ne simțim ofensați. Ne cere Domnul prea mult. Dar doresc din toată inima ca niciodată niciunul dintre noi să nu considere că Dumnezeu ne cere prea mult. Or de câte ori ești ispitit, or de câte ori ești tentat să crezi că Dumnezeu îți cere prea mult, gândește-te cât de mult ți-a oferit Dumnezeu. Gândiți-vă dragi tineri că Domnul Isus a venit pe pământul acesta de dragul nostru. El n-a avut nevoie să părăsească cerul, n-a avut nevoie să lase slava, dar a venit pentru noi. Dacă credeți că Dumnezeu ne cere nouă prea mult, haideți să ne gândim cât de mult ne-a dat Dumnezeu. Pentru că zice Biblia că înainte ca noi să-L fi cunoscut, pe când eram încă în păcat, Dumnezeu a trimis pe singurul Lui Fiu. Nu L-a cruțat, L-a trimis la moarte. Știți de ce? Pentru că ne-a iubit pe noi. Tentația diavolului este să spună și să ne insufle această idee. Dumnezeu îți cere prea mult. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom continua vorbind despre ceea ce am numit capcana obișnuinței. Și dacă Dumnezeu ne va da viață și putere, lunea viitoare vom încheia această miniserie vorbind despre Capcana frustrării. Ce se întâmplă atunci când uh, se întâmplă lucruri în viața ta, Dumnezeu, îngăduie să-ți se întâmple lucruri și te simți frustrat. Vom lua un exemplu biblic, un personaj biblic și vom vorbi despre ce înseamnă să ai grijă să nu cazi în capcana frustrării. Pentru că atunci când ești frustrat, vrei să renunți la sujirea lui Dumnezeu. Când ești frustrat. Vrei să cauți explicații de la Dumnezeu când ești frustrat? Vrei ca Dumnezeu, într-un fel sau altul, să-ți explice planul lui mare pentru mintea ta omenească, limitată? Asta vom vorbi săptămâna viitoare. Dar astăzi, deschideți, vă rog, împreună cu mine, așa cum spuneam, 2 Samuel, capitolul 6, și aș dori de acolo să vă citesc primele 11 versete, unde Biblia spune în felul următor. David a strâns, iarăși, pe tot aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit David, cu tot poporul, poporul care era cu el, a pornit de la Bale, Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Dumnezeului oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de de pe Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat, dar, din casa lui Abinadab de Pedial. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahia mergea, Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn de chiparos, cu harfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și țambale, când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Versetul 8, David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pediapsă, rupându-l pe loc și locul acesta, a fost numit până în ziua de azi pereț Uza, adică ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a voit să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în cetatea și l-a dus în casa lui Obede, dom din Gat. Și versetul 11 Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obede, dom din Gat și ascultați, Domnul a binecuvântat pe Obede Domn și toată casa Lui. Amin. În această seară vreau să vă vorbesc, dragii mei, despre capcana obișnuinței. Ce înseamnă să devii prea familiar cu lucrurile Lui Dumnezeu? Care sunt pericolele care ne pândesc atunci când ne obișnuim prea mult cu lucrurile Lui Dumnezeu? Am ales acest text pentru că este sugestiv din multe puncte de vedere. Acest text vorbește despre un episod din viața împăratului David. David a ajuns pe tronul lui Israel după promisiunea lui Dumnezeu. David s-a luptat și s-a străduit să-l slujească pe Dumnezeu. David a avut experiența cunoașterii lui Dumnezeu. A trecut prin multe experiențe personale remarcabile cu Dumnezeu. Amintiți-vă că David. Copil fiind, având grijă de puținele oi ale familiei lui, a fost afară pe câmp și cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu a reușit să sfâșie un leu cu mâinile goale. Cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu a reușit să omoare un urs care încerca să-i atace turma de oi. Cu înțelepciunea și puterea și călăuzirea dată de Dumnezeu, doar un adolescent l-a omorât pe Goliat, omul de război numărul unu al filistenilor. Acolo în Valea Terebinților, unde poporul lui Dumnezeu, izraeliții, sub comanda lui Saul, a împăratului Saul, stăteau față în față cu filistenii. Timp de 40 de zile, filistenii ieșeau de două ori pe zi și îi umileau pe evrei, pe poporul Domnului. Și aveau cu ei un uriaș, spune Biblia, un bărbat de luptă, un războinic, viteaz, pe nume Goliat. Și într-o zi David, un adolescent, în casa tatălui său, aude că trebuie să meargă, de la tatălui aude că trebuie să meargă pe câmpul de luptă, să ducă merinde fraților. Să-i și să vadă care este starea luptei. Și ajunge acolo și se întâlnește cu Goliat. Tot știm de la școala dominicală, modul în care David l-a învins pe Goliat. Au fost experiențe extraordinare. Și iată pe David, acum, în textul nostru, surprins în momentul în care este împărat al lui Israel. A avut experiențe mari cu Dumnezeu. L-a slujit pe Dumnezeu. Putem spune că în mare măsură David a ascultat de Dumnezeu. David a respectat, a respectat tot ceea ce Dumnezeu i-a cerut să facă. Dar este un moment în viața lui David asupra căruia vreau să zobovim în această seară, nu pentru foarte multă vreme, nu va fi o predică lungă. Spun și eu, textul e probabil mai lung decât predica. Dar vreau să reținem patru lucruri. Am identificat în acest text patru pericole pe care le aduce în viața noastră obișnuința cu Dumnezeu și cu lucrurile lui Dumnezeu. Poate ești cineva care spune, eu sunt scutit de asta, pe mine nu mă afectează. Care sunt pericolele care te pândesc, pe tine ca și tânăr, pe fiecare dintre noi, atunci când suntem atrași în această a obișnuinței? Chivotul legământului sau chivotul Domnului sunt sigur că știți, pentru cei care nu știți, poate chivotul legământului era acea cutie dreptunghiulară din lemn de salcâm, care avea un capac din aur bătut în forma a doi heruvim cu aripile deschise. Acest chivot, această ladă, adăpostea un vas cu mană pe care evreii au primit porunca să-l păstreze pentru generațiile ce aveau să vină, că atunci când copiii lor vor întreba uh, ce s-a întâmplat în trecutul vostru, să li se poată spune că mana a fost pâinea îngerilor, pâinea cea pe care Dumnezeu le-a dat-o în fiecare zi, timp de 40 de ani, cât au traversat pustietatea din țara Egiptului în țara Cananului, țara promisă de Dumnezeu. În acel chivot mai, era și, mai, erau și cele două table ale legii, cele 10 porunci scrise de mâna lui Dumnezeu. Și mai era acel toiag al lui Aron care înfrunzise și copsese migdale ca semn al legământului lui Dumnezeu. Și acest chivot al legământului, de fapt, adăpostea prezența lui Dumnezeu. În pustietate, chivotul acesta era în Sfânta Sfintelor, acolo în cortul întâlnirii și acolo Moise intra și stătea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu însuși se cobora în mijlocul, spune Biblia, aripilor deschise a heruvimilor, care reprezentau capacul acestei cutii. De fapt, pentru evrei, chivotul legământului era piesa centrală a închinării. Reprezenta însăși prezența lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat chivotul a fost luat, a ajuns la filisteni, pentru că Dumnezeu a îngăduit datorită neascultării și răzvătirii poporului să ajungă acolo și a venit momentul când chivotul a fost adus înapoi în țara lui Israel. Și pentru că templul nu fusese încă construit, pentru că nu era loc unde să-l adăpostească, zice Biblia că, dacă veți citi contextul, capitolele precedente, veți vedea că acest chivot a rămas în casa lui Abinadab timp de 20 de ani. Și textul nostru începe exact de acolo. După 20 de ani, David vine cu această propunere. Să ducem înapoi chivotul Domnului, adică chivotul legământului, adică prezența lui Dumnezeu înapoi în capitală, în Ierusalim, acolo unde este locul lui. Și spune Biblia că David a strâns 30.000 de mii de oameni aleși din Israel și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Bale Iuda ca să suie de acolo chivotul Domnului care era în casa lui Abinatab. Însă avem o problemă. David nu a respectat porunca lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de modul în care trebuia transportat chivotul. Pentru că cu 20 de ani în urmă, filistenii, care în, mijlocul cărora ajunsese chivotul, au suferit de pe urma prezenței lui Dumnezeu. Cei care citiți Biblia știți că filistenii l-au trimis înapoi în țara lui Israel, într-un car nou, și carul a ajuns uh, în țara lui Israel și uh, a rămas aici chivotul în casa lui Abinadab timp de 20 de ani. Și problema pe care o avem noi, sau cu care începe textul, este că David vrea să ia chivotul din casa lui Abinadab și să-l ducă la Ierusalim folosind aceeași metodă pe care au folosit-o filistenii. David știa că acest chivot al legământului avea niște prescripții exacte, vis-a-vis -vis de modul în care trebuia transportat și manevrat. Conform scripturii, aveau voie să-l ducă doar leviții și ni, nici măcar oricine dintre leviți, ci doar cei din casa lui Chehat. Așa spune Biblia. David ignorând tot ceea ce spune Dumnezeu, David ignorând tot ceea ce a știu Dumnezeu, tot ceea ce a știu de la Dumnezeu. David pune chivotul pe un car nou și îi mandatează pe cei doi fii a lui Abinadab, pe Uza și pe Ahio, să aibă grijă de transport. Zice Biblia, unul era în fața carului și celălalt lateral. În tot ceea ce vedem noi aici, vedem o încălcare gravă a ceea ce Dumnezeu poruncise cu privire la chivot. La transportul lui la manevrarea lui. În primul rând, chivotul trebuia dus pe umeri ca un semn al angajamentului personal față de Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu este întotdeauna o relație personală. Nimeni nu poate să ducă prezența lui Dumnezeu în locul tău. Trebuie să o faci tu în mod personal. În al doilea rând, Abinadab și fiii lui nu făceau parte din seminția lui Levi și prin urmare n-aviau voie din punct de vedere al poruncii lui Dumnezeu să ducă chivotul. <coughs> și asta ne duce la primul lucru. Când diavolul te atrage în capcana obișnuinței, faci ceea ce a făcut și David. Și anume, înțeleg că atunci când suntem atrași în capcana obișnuinței cu lucrurile lui Dumnezeu, credem, ăsta este primul lucru, credem că slujind lui Dumnezeu suntem scutiți să mai ascultăm de el. Este un lucru pe cât de simplu, cu pe cât de simplu este, pe atât de grave consecințe poate să aibă. Trăim cu impresia în această generație, dragii mei, că dacă trăim și slujim lui Dumnezeu, dacă facem lucrări pentru Dumnezeu, dacă suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, și dați-mi voi să vă spun că fiecare dintre noi suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Poate că nu stai aici pe scenă, Poate că nu faci o lucrare, eu știu, care te pune în lumina reflectorului, dar toți suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Toți suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu, amin? Toți avem această chemare. Problema pe care a avut-o David și pe care o avem adesea noi, când ne obișnuim cu Dumnezeu, cu lucrurile lui Dumnezeu, este că avem impresia că dacă îl slujim pe Dumnezeu, Cumva primim motivare și scutire să nu mai ascultăm de el. David a asamblat 30.000 de oameni. O lucrare foarte mare. O grămadă mare de oameni probabil foarte mult fast, probabil publicitate maximă pentru vremea respectivă. În sfârșit, chivotul legământului, prezența lui Dumnezeu, are să fie adus din casa lui, adusă din casa lui Abinadab și dusă la Ierusalim. Probabil unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, dacă nu poate, ale domniei lui David până la momentul acesta. David, probabil că Adună oameni, vorbește cu toți și pornește să facă lucrarea asta pentru Dumnezeu în toți termenii greșiți. Dragii mei, haideți să revenim la noi. Cât de des credem noi și cădem în această capcană? Obișnuiți cu slujirea, obișnuiți cu biserica, obișnuiți cu Biblia. Credem că dacă facem ceva grozav pentru Dumnezeu. Ca dacă facem ceva mare pentru Dumnezeu, dacă ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu cumva trece cu vederea neascultarea noastră. Veți vedea din textul nostru că Dumnezeu n-a trecut cu vederea neascultarea lui David. Vreau să înțelegem că un rezultat imediat al obișnuinței cu lucrurile lui Dumnezeu și un pericol este exact ăsta. Să credem noi că slujindul pe Dumnezeu, avem cumva de la Dumnezeu permisiunea să nu mai ascultăm de El. Dragii mei, pentru Dumnezeu ascultarea de El e mai importantă decât orice lucru pe care poți să-L faci. Dumnezeu așteaptă ca noi să ascultăm de El înainte ca să facem orice altceva. De fapt, îndrăznesc să spun, înainte să te jerfești, înainte să dai din ceea ce ai, înainte să te implici cu ceea ce ești, Dumnezeu așteaptă simplu să asculți de El. Indiferent de măreția slujirii, nu e scutit de simplitatea ascultării. Ce înseamnă acest lucru? Câteva lucruri din textul nostru. În primul rând, nu contează cât de mult faci pentru Dumnezeu, câtă vreme nu asculți de El. Dragi tineri, care sunteți în orice fel de slujire, indiferent cât de mult facem pentru Dumnezeu, toate aceste lucruri nu cântăresc cât ascultarea de el. David a vrut să facă și a făcut un lucru extraordinar. După 20 de ani, evreii au spus: Vrem să ducem chivotul legământului la Ierusalim. Un lucru laudabil. De fapt, un lucru extraordinar. Ar fi trebuit să fie un moment de sărbătoare absolută. Și totuși, David a crezut că dacă slujește lui Dumnezeu făcând ceva mare, poate să încalce regulile. Vreau să înțelegeți, dragilor, nu contează cât de mult faci pentru Dumnezeu, câtă vreme nu asculte Dumnezeu. Doamne ajută-ne pe fiecare să înțelegem că ascultarea de Dumnezeu primează. Primează înainte de orice. Pentru că ascultarea de Dumnezeu te păstrează într-o relație corectă cu Dumnezeu. Activismul religios nu mântuiește. Slujirea în sine nu mântuiește. Uh, implicarea, dăruirea ta, chiar și jertfirea ta, nu te mântuiesc câtă vreme nu există ascultare. Pentru că doar din ascultare de Dumnezeu izvorăște o relație corectă cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem cu toții acest adevăr mare, dar atât de simplu în esența lui. Uh, deci, nu cântează cât de mult faci pentru Dumnezeu câtă vreme nu asculți de El. În Matei, capitolul 6, este o, capitolul 7, este o mulțime de oameni despre care Domnul zice, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne. Cine știe cum zice mai departe pasajul. Nu am făcut noi atâtea lucruri. Am scos draci, am vindecat bolnavi, am făcut o listă lungă de lucruri. Și ceea ce mă pune întotdeauna pe gânduri când citesc pasajul acela este că Domnul nu le-a spus niciodată că voi nu le-ați făcut astea ci Domnul, domnul nu le-a imputat lipsa de activitate, ci le-a imputat lipsa de ascultare. Plecați de la mine, le va zice Domnul, nu pentru că n-ați făcut, plecați de la mine pentru că n-ați fost. Ce n-ați fost? N-ați fost acolo unde trebuia să fiți în ascultare. Ați lucrat fără de legea, da? Deci, re reținem că nu contează cât de mult facem pentru Dumnezeu, dacă nu ascultăm de El. Mai un lucru, de multe ori trăim cu impresia că noi suntem excepția de la regulă. Așa au crezut David. Știa cum trebuia transportat chivotul, știa ce trebuia să facă și totuși cumva cred în mintea lui David ca și în mintea unora dintre noi. Există ideea asta, eu sunt excepția de la regulă. Eu fac multe pentru Dumnezeu. Cred că Dumnezeu o să treacă cu vederea un lucru sau două. De multe ori chiar și auzim rugăciune ale unora care spun, Doamne, treci cu vederea păcatele noastre. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele. Dumnezeu ne iartă păcatele când ne pocăim de ele. Amin. Așa funcționează Dumnezeu. Dumnezeu nu trece cu vederea. Dar noi cumva avem impresia că dacă avem merite în ochii noștri, dacă am realizat ceva în ochii noștri, probabil ne gândim noi că undeva cumva Dumnezeu o să facă excepție pentru noi, în dreptul nostru. Și ce a spus Pavel apostolul? Pavel Apostolul a zis, mă port aspru cu trupul meu. De ce a zis asta Pavel? Pentru că nu cumva după ce am propovăduit altora, ziceți voi mai departe, eu însumi, să fiu lepătat. Cum Pavel? Tu care erai un om așa de mare al Scripturii, Noul Testament are două trăimi din scrierile, din epistolele lui, uh, scrise de... Pavel. Pavel a avut experiențe cu Dumnezeu până acolo unde a ajuns să spună că a văzut lucruri despre care nu poate vorbi. A auzit lucruri pe care nu le poate reproduce. Și totuși, cu atâta experiență cu Dumnezeu, Pavel a zis: Mă port aspru. De ce? Pentru că zicea Pavel, în esență, foarte simplu: Nu sunt nici eu excepție de la regulă. Poți sluji lui Dumnezeu, dar ești obligat să asculți de Dumnezeu amin slujirea de Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, nu te ascultește de ascultare de El. Al doilea lucru, zice versetul 3, îl citesc, că încep de fapt citirea, de la 3 ar trebui să citesc până la 7, dar haideți să, să parcurgem aceste versete, pentru că ele sunt în ele însele foarte clare, zice Biblia, au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, metoda folosită de filisteni. Zice Biblia, L-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul Cernou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. și ascultați, Uza mergea înainte, înaintea chivotului și uh, Uza, uh, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. Și ascultați versetul 5, David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn, de chiparos, cu harfe, cu aleute, cu timpane, cu fluiere și cu țambale și când au ajuns la aria lui Nacon, zice Biblia, Uza a întins uh, mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne boii, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. Care sunt consecințele obișnuinței cu lucrurile lui Dumnezeu? Am spus că odată ce ne obișnuim cu sfințenia lui Dumnezeu Odată ce ne obișnuim cu lucrurile lui Dumnezeu și le desacralizăm, ajungem să credem că slujirea lui Dumnezeu cumva ne dă dreptul să nu mai ascultăm de Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care îl înțeleg din versetele acestea este din nou foarte simplu și sună așa. Viața și slujirea fără consacrare conduc încet, dar sigur, spre compromis spiritual. Când trăiești și îl slujești pe Dumnezeu, fără să-ți consacri sau să-ți pui viața parte pentru Dumnezeu, încet și sigur te apropii de compromis spiritual. Compromisul spiritual, poate o să întrebe cineva, dar de ce compromis spiritual? Vreau să înțelegem că deci compromisul spiritual apare atunci când lăsăm ca valorile noastre, crezul nostru sau acțiunile noastre să fie modelate de altceva decât de Cuvântul lui Dumnezeu și de voia Lui. Atunci când fie amestecăm învățătura Scripturii cu tradiția și practicile omenești, sau atunci când diluăm adevărul Scripturii pentru a face loc dorințelor noastre păcătoase, uneori deghizate în lucruri bune, pentru a face loc culturii, vremii în care trăim noi sau poate chiar a face față așteptărilor noastre personale. Compromisul începe adesea cu concesii mărunte care în timp te duc la o separare tot mai mare de Dumnezeu. Văd aici un lucru, când te obișnuiești cu lucrurile lui Dumnezeu, nu doar că slujești, crezând că nu mai trebuie să asculți, ajungi uh, să slujești fără consacrare. Obișnuit cu Dumnezeu. Când ești obișnuit cu Dumnezeu și slujești, fără să te consacri lui, încet și sigur te duci către compromis. Știți ce înseamnă compromisul spiritual? Trăim într-o generație în care compromisul spiritual se vede la fiecare pas, din păcate. Asemenea lui David și acestor doi băieți, nu ne spune vârsta, probabil că erau bărbați în toată firea, fiii lui Abinadab, Uza și Ahio. 20 de ani au văzut chivotul la ei în casă. Pentru ei, chivotul, care era cel mai sacru obiect al închinării evreilor, nu reprezenta mai mult decât o piesă de mobilier. Gândiți-vă că Uza și Ahio au trecut 20 de ani prin camera unde era chivotul. Îl vedeau dimineața, îl vedeau în timpul zilei. Înainte de culcare, îl vedeau din nou. Nu o zi, nu două, nu cinci, nu zece, douăzeci de ani. S-au obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. A, aici ai casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește într-o cutie, să nu creadă nimeni lucrul ăsta. Era simbolul prezenței lui Dumnezeu. Acolo se cobora Dumnezeu când vorbea uh, cu Moise în cortul întâlnirii. Era simbolic locul prezenței lui Dumnezeu. Dar problema este că oamenii ăștia, văzând chivotul acolo non-stop 20 de ani, n-au mai... Pentru ei nu însemna nimic slujirea lui Dumnezeu. Așa cum nu înseamnă pentru mulți din generația noastră. Venim și cântăm fără să ne consacrăm lui Dumnezeu. Credem că putem să slujim pe Dumnezeu, să predicăm Evanghelia, să ne implicăm în lucruri spirituale fără să ne consacrăm lui Dumnezeu. Stăm și cântăm despre Dumnezeu, dar noi suntem obișnuiți, îl cunosc eu pe Dumnezeu, știu. sunt obișnuit cu lucrurile lui Dumnezeu, sunt obișnuit cu lucrurile din biserică. Fără consacrare, dragilor, suntem pe drumul sigur către compromis. E doar o chestiune de timp. Uitați-vă ce fac oamenii aceștia. Fără consacrare, Uza și Ahio, cei doi fia lui Abinadab au zis, lasă că mergem noi cu chivotul. Păi noi îl știm, de atâția ani stă la, stă aici pe, pe hol la noi, l-am văzut de atâtea ori. Când David a zis, punem chivotul pe un car nou, nici unul dintre, noi, de, dintre cei doi nu s-a sesizat, nici măcar tatăl lor, Abinadab, n-a zis, oameni buni, dar nu așa se transportă chivotul. Nu s-a sesizat nimeni. Cei doi fii au zis, las stăm unul din noi în față, celălalt lateral și îl ducem noi. Că au venit de la Filisten cu un car nou, noi de ce nu-l putem duce? Când slujești fără să te consacri lui Dumnezeu, ești pe un drum sigur către compromis. Ce înseamnă asta? Fără consacrare, slujești doar când îți este convenabil. Și mai la o generație de oameni care vin la biserică, și slujesc, dar doar atunci când ne e convenabil. O slujire fără jertfă, fără sacrificii și fără consacrare, este o slujire ieftină. Amintiți-vă că Dumnezeu a dat totul. Dumnezeu n-a dat din cer, eu știu, o persoană care ar fi fost acolo disponibilă sau de rang mai mic, l-a dat pe însuși Fiului. Singurul lui Fiul, zice Biblia. Dar când noi slujim fără consacrare, fără jertfire, doar când ne convine, când e convenabil. Vin să-L slujesc pe Dumnezeu când am timp, când nu am alte lucruri în program. Asta nu înseamnă consacrare și jertfire. Uh, ne, îl slujim pe Dumnezeu când nu ne încurcă prea mult slujirea. Uh, dacă ne costă prea mult, avem grijă să nu o facem. Dacă e un impediment prea mare, iarăși avem grijă să nu o facem. Au ales să transporte chivotul, cum l-au transportat filistenii. Păi era un efort prea mare să-l ducă din casa lui Abinadab, de la Bale Iuda până la Ierusalim. Erau trei zile de mers pe jos. Păi e prea mare efortul să-l ducem noi pe umeri. Îl punem într-un car, îl trag boii. Nu depunem noi atâta efort. Pe atâta de mult să venim la biserică. Și luni la tineret. Și marți la rugăciune. Și joi iar la biserică. Și duminică de două ori. M-a întrebat odată cineva, dar voi toată ziua sunteți la voi la pocăiți la biserică. Mi-am făcut repede o socoteală, mi-am zis, nu chiar în toate zile, dar aproape. Să așa lung la mine. Ăsta era unul dintre cei care nu recunoștea biserica decât când era decorată, fie de Paști, fie de Crăciun. Dacă nu avea una din cele două decorații, nu reușea să recunoască că acolo e biserica. Fără consacrare, slujim când ne convine. Ducerea chivotului, adică prezența lui Dumnezeu, dragii mei tineri, este o chestiune personală care te costă și implică jertfire. Da? Pentru că fără consacrare, mergi cu siguranță pe drumul compromisului. De ce? Pentru că fără consacrare slujești când e convenabil. Fără consacrare, nu doar slujești când îți convine, fără consacrare, închinarea e fără pasiune. Știți că nu e nimic mai rău decât să te închin lui Dumnezeu fără niciun fel de viață. Mă uit adesea ori la voi. Eu am altă vârstă decât majoritatea dintre voi, dar mă gândesc unde este energia voastră. Unde este pasiunea aia? Așa de fain ori cânta tinerii în seara asta. Au cântat cu pasiune, am urmărit pe unii dintre ei, cuprinște acea dorință de a lăuda pe Dumnezeu. Și nu mă înțelegeți greșit, închinarea nu-i doar cântare, te închini lui Dumnezeu în multe feluri. Printre altele, o faci și prin cântare. Dar atunci când nu mai ai consacrare pentru Dumnezeu, când nu mai vrei să te pui deoparte pentru El, închinarea e fără pasiune. Observați, știți ce mă șochează? Ascultați, versetul 5. David și toată casa lui cântau înaintea Domnului. Vă zice cineva, păi era entuziasm acolo. Da, probabil că așa -i. Problema este că poți să cânți cu entuziasm în timp ce păcătuiești. Asta e problema. Poți să cânți cu entuziasm lui Dumnezeu și să nu asculți de Dumnezeu. Se vede tot timpul în generația noastră în biserici. Duminica cu mâinile pe sus și restul zilelor, cine știe pe unde. Poți să fii entuziast. Dați-mi voie să vă spun că și fanii unei echipe de fotbal sunt tot entuziaști. Nu neapărat consacrați. Entuziasmul momentului. David, poporul, 30.000 de oameni aleși, cântau cu un so... cu o, o o orchestră întreagă de instrumente, lăute, harfe, timpane, fluiere, zambale, era acolo mult zgomot, cu accentul pe mult zgomot. Mă uit uneori la închinarea generației noastre și am sentimentul că e doar mult zgomot. Pentru că fără consacrare, închinarea ta nu are pasiune. Pasiune nu înseamnă cât de tare strigi în predică, că forța argumentelor nu trebuie imprimată vocii. Pasiune nu înseamnă încântare când e totul dat la maxim. Hai, nu-i pasiune. Sunt doar decibeli. Și decibeli sunt peste tot. Îți trebuie doar echipament potrivit. Pasiune înseamnă finețea aia când te conectezi cu Duhul lui Dumnezeu și simți că lauzi pe Dumnezeu, simți că cerul se copoară. Ai înseamnă pasiune. Și te cântau, cred că, atât cât îi țineau plămânii, dar în timp ce cântau, trăiau în neascultare de fapt, umblau, făceau chiar lucrurile împotriva lui Dumnezeu. A... Mă uit cu tristețe că scenele bisericilor noastre din generația în care trăim sunt plină de performări și prea puțin de închinători. Zicea Domnul Iisus unei femei la fântână în Samar. A venit această femeie cu probleme mari în viață și a spus, ne-au spus bătrânii noștri că noi trebuie să ne închinăm la nu știu care munte. Voi evrei ziceți că Ierusalimul e locul închinării. Și știți ce spune Domnul Isus? Adevărat, adevărat îți spun că va veni ceasul și a și, și venit. Când adevărați închinători, unde se vor închina Domnului? Nu într-un loc, ci cu atitudine. În duh și în adevăr. Dacă am o dorință și acești tineri frumoși care de atâtea ori se jertfesc și se consacră să ne cânte. Haideți să ne unim și să slujim pe Dumnezeu în Duh și în adevăr, să-i cântăm în Duh și în adevăr. Și atunci, chiar dacă n-ai cea mai grozavă voce, închinarea ta ajunge la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Fără consacrare slujești când e convenabil, fără consacrare nu ai pasiune în închinare, fără consacrare tratezi superficial sfințenia lui Dumnezeu. Uza, poate vă întrebați de ce a murit Uza, datorită superficialității cu care l-a tratat pe Dumnezeu. Știa bine Uza că nu avea ce să pună mâna pe el. Avem și noi sentimentul că Dumnezeu are nevoie de ajutorul nostru, uneori, nu? Zice Biblia că la un moment dat, zice, a întins mâna, versetul 6, spre chivotul lui Dumnezeu, pentru că erau să răstoarne boii. Și Uza a zis: Trebuie să ajut, să pun și o mână. Dragilor, fără consacrare, ajunge să tratezi superficial sfințenia lui Dumnezeu. Oare cât de greu este să ne închipuim ce s-a întâmplat acolo? Instinctul l-a făcut pe uza să întindă mâna, dar instinctul vine din deprinderi, din obișnuință. Al treilea lucru. Versetul 8. După această scenă, al treilea pericol al obișnuinței, nu doar ziceam de primul pericol: că dacă slujim lui Dumnezeu, trăim cu impresia că nu mai trebuie să ascultăm de el. Al doilea pericol și a doua capcană a obișnuinței este că dacă slujim fără consacrare, încet ajungem la compromis. Și versetul 8 zice: După scena aceasta, David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Versetul 8. Știți ceea ce pentru mine, studiind acest pasaj, mi s-a părut aproape greu de înțeles. Cum se poate că David, deși le știa pe toate acestea, s-a întristat când a văzut ce a făcut Dumnezeu? Și asta m-a dus cu gândul al treilea pericol care ne pândește pe oricare dintre noi când ne obișnim cu lucrurile lui Dumnezeu. Și anume, când caz în această capcană a obișnuinței cu lucrurile sfinte, ajungi să neglijezi în mod conștient consecințele neascultării de Dumnezeu. Dragii mei tineri, mai îngăduiți mi câteva minute, mai am doar un lucru asupra căruia vreau să zăbovesc. Când te obișnuiești cu Dumnezeu, începi în mod conștient să neglijezi consecințele neascultării tale de Dumnezeu. Știa David că Dumnezeu are porunci clare vis-a-vis -vis de transportul chivotului, știa. Știa că Dumnezeu ce-a poruncit, trebuie să facem. Știa și asta. Știa David că Dumnezeu, când dă o poruncă, se așteaptă ca noi să o ascultăm? Știa și asta. Mă întreb atunci, ca și noi, facem atât de des lucruri care știm clar că nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Poate astăzi ai făcut lucruri pe care le știi cu subiect și predicat, că nu sunt pe placul lui Dumnezeu și totuși le faci. Când te obișnuiești cu Dumnezeu, începi să faci lucruri despre care știi că nu sunt pe placul lui Dumnezeu, dar în timp ce le faci, în mod conștient, tu neglijezi consecințele neascultării tale. Facem atât de des lucruri reprobabile, lucruri condamnabile, nu pentru că nu le știm, ci pentru că le facem ostentativ. Ca și David. Iar atunci când vin consecințele, ascultați-mă, dragi tineri, neascultarea de Dumnezeu are întotdeauna consecințe. Știu că nu sună bine. Știu că nu sună pacifist, dacă vreți. Nu sună inclusiv. Îmi pare rău, dar e adevărat ori de câte ori trăim în neascultare față de Dumnezeu, vom suferi consecințele neascultării noastre. Și știți care este surprinderea mea? David e șocat, e surprins. Îl văd pe David întristat într-un fel de moarte a lui Uza, dar cumva mirat că s-a întâmplat așa ceva. Mă uit la generația voastră și la generația în care Dumnezeu mi-a dat har să trăiesc și îmi pun această întrebare. Știm exact când încălcăm poruncile lui Dumnezeu? O facem în mod constant și conștient și, pe urmă, ne mirăm că vin consecințele. Trăiești în neascultare de Dumnezeu și în necurăție, vor fi consecințe. Trăiești în răzvrătire față de Dumnezeu și cei din casa ta vor fi consecințe. Dar noi conștient ignorăm consecințele. De ce? Este un mare pericol uh, care, care, ne pândește uh, când ne obișnim cu lucrurile lui Dumnezeu. De ce se întâmplă asta? Cumva uităm. Sunt câteva motive. Trec rapid peste ele. Cumva uităm mereu că orice compromis are și un cost chiar dacă ajungem să facem lucrurile, rele, să păcătuim și apoi ne dăm seama de ce am făcut, ne pocăim poate de ele, vreau să înțelegeți ceva foarte simplu, despre care nu de multe ori se predică. De multe ori există consecințe și consecințele păcatelor noastre nu sunt reversibile, chiar dacă ne pocăim. Știu că e greu de acceptat ce vă spun eu. Dar uneori, când faci anumite lucruri, vei suferi consecințe care nu mai pot fi reparate. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu îți dă șansa unui nou început dacă te pocăiești, dar s-ar putea să trebuiască să trăiești cu consecințele lucrurilor pe care le-ai făcut. De aceea, dacă pot să pledez cu voi, dragii mei, să vă rog ceva, nu neglijați niciodată consecințele neascultării de Dumnezeu. Ele vor fi. E doar o chestiune de timp. David e mirat că Uza suferă. Cumva David a uitat că orice compromis se plătește. Și mai ceva, cumva, nu doar că uităm că orice compromis se plătește, cumva ne surprinde momentul dreptății divine. Când Dumnezeu ne ia în cale, și spune stop nebuniei noastre, păcatului nostru, suntem surprinși. Aș întreba David, dar ce te așteptai să se întâmple? Să vină Dumnezeu să te ia după umăr și să zică, mă, bine ai făcut. David, te întreb, ce așteptai să se întâmple? Dragii mei tineri, când trăiți o viață cum știți că n-ar trebui să o trăiți, ce credeți că o să se întâmple? Când vrei să te căsătorești, intră în căsătorie curat. Că dacă nu o faci, ce crezi că o să se întâmple? O să fii binecuvântat. Dragi tineri, trăiți-vă viața așa cum știți că trebuie să o trăiți. Că de aia transpiră predicatorii de la învonul ăsta. De aia părinții voștri vă spun că trebuie să trăiți într-un fel anume pentru Dumnezeu. Pentru că există consecințe dacă nu o faceți. Timpul nu rezolvă problemele spirituale. A, poate că tu le uiți. Praful timpului se zice că timpul le rezolvă pe toate. Da, de unde? Timpul face ca memoria lucrului să nu mai fie atât de fresh, ca nu face altceva. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu iartă și apoi pune în spatele Lui. Dacă trăiți cu impresia că Dumnezeu a uitat ce-am făcut eu nu știu când, înșelați. Uităm cumva că orice compromis are costuri. Uităm și ne surprinde când Dumnezeu ne iasă înainte. Înclinat să vedem doar dragostea Lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu e și dreptate. Vreau să vă spun că dacă ignor cu bună știință Sfințenia Lui Dumnezeu, să nu fii surprins când vei avea parte de dreptatea lui Dumnezeu. Și mai zic ceva aici, apoi închei. Prea puțin din cuvântul lui Dumnezeu ne mai convinge de ceva. Ca s-o fost și la David. Avea legea, știa să citească, indiscutabil. Același Dumnezeu pe care David l-a ascultat în Valea Terebinților, același Dumnezeu care i-a dat biruințele cu ursul și cu leul, același Dumnezeu îi cerea lui David nu să se ia la trântă cu filistenii, nu să se lupte la baionetă cu toată armata filistenilor, ci doar să asculte de ce spunea. Știți care este problema? Generația noastră nu mai e convinsă de ce scrie în cartea asta. Îmi pare rău să vă spun. Citim Biblia ca și o lectură interesantă seara înainte de culcare. Asta în cazul în care o mai facem. Dar nu ne mai convinge nimic de acolo. Nu mai lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească nouă direct în ce scrie aici. Și trebuie să vă spun, când nu te mai atinge Cuvântul, e foarte probabil, repet, când nu te mai atinge Cuvântul lui Dumnezeu, e foarte probabil să te atingă mâna lui Dumnezeu. Și atunci venim și plângem și ne pocăim. Și Dumnezeu ne zice, există consecințe. A aflat o aflat-o și David pe pielea lui. Și închei cu al, trei, cu al patrulea lucru. După ce David vede, s-a întristat. Versetul 9, 10 și 11, David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? n-a vrut să ducă chivotul Domnului în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Și zice, chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed Edom și toată casa lui. Știți ce face David? Te-ai fi gândit. După ce știa tot ce-i cerea Dumnezeu, după ce a văzut mâna lui Dumnezeu întinsă, datorită neascultării, m-aș fi așteptat ca David să se plece cu fața la pământ. Și să zică un cuvânt doar, Doamne iartă-mă. Dar știți ce face David? Nu, face David ce facem și noi când suntem obișnuiți cu Dumnezeu, cu prezența Lui, cu lucrurile Lui. Ne e mai comod să renunțăm la prezența Lui Dumnezeu decât să recunoaștem că am greșit înaintea Lui Dumnezeu. Știți ce zice David? nu vreau chivotul. El e prezența lui Dumnezeu. Simbolul prezenței lui Dumnezeu. Amintiți-vă. Știți ce zice David? Nu-l vreau. Îl trimitem altundeva. În casa lui Obede Domn. Nu știm nimic despre el. Nu știm cine este Obede Domn. Știm doar despre el că este un evreu. Și că locuiește în gat. Atâta tot. Și ce zice David în esență? Zice ce zicem și noi. E mai ușor să renunțăm la Dumnezeu și la prezența Lui, că prezența Lui cere ascultare, prezența Lui e complicată. E mai ușor să renunțăm la Dumnezeu decât să recunoaștem că am greșit. E mult mai ușor să abandonezi decât să te pocăiești. David nu a vrut să aibă de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu și implicit cu consecințele neascultării. Știți de ce facem și noi ca și David? Ne e mai comod să renunțăm. Nu mai venim la biserică. O E prea de tot cu Dumnezeu ăsta. Îmi cere să fiu sfânt. Nu doar duminica, ci și luni, și marți, și miercuri. Și acolo unde mă vede păstorul și acolo unde păstorul nu mă vede, tot sfânt să fiu. Să vorbesc frumos, să mă comport frumos, să am o atitudine corectă, să fiu onest, să fiu cinstit. E prea de tot. E mai comod să renunțăm la prezența lui Dumnezeu decât să recunoaștem că am făcut ceva rău. Dacă asta e situația și starea ta, te rog, nu pleca acasă așa cum ai venit. De ce ne-e mai ușor să renunțăm la prezența lui Dumnezeu decât să recunoaștem că am greșit? Știi de ce? Pentru că cumva prezența lui Dumnezeu ni se pare prea complicată. Suntem generația care vede prea complexă prezența Domnului în viața noastră. Preferăm să nu ne complicăm atât de mult. Lasă că păstorii, prezbiterii, diaconii și ea din biserică se ocupă ei de Dumnezeu și de prezența Lui. Eu doar merg duminica, poate o dată, să nu fie prea mult, prea mult efort, poate mai vin și luni, sau așa. E prea complicat. Ne rugăm când e absolut necesar când avem o problemă pe care sigur nu putem trece singuri. Ne rugăm când e absolut necesar, când nu mai putem și vine un examen și dăm de ceasul morții că n-am învățat nimic și atunci mergem la mama și la tata, la păstor, la biserică, schimb un bilet. Vă rog, rugați-vă pentru mine, toate astea sunt bune. Nu-i nimic rău în a ne ruga unii pentru alții, nu mă înțelegeți și Dai rău când te rogi doar atunci când ajungi la criză. David nici măcar nu s-a rugat. Pentru că prezența lui Dumnezeu ni se pare prea complicată. Vrem ca prezența și interacțiunea noastră cu Dumnezeu să rămână aici, în biserică. Zicea Nicolae Iorga că oamenii l-au încuiat pe Dumnezeu în biserică ca să poată face ce vor ei pe stradă. Dumnezeu cu ale lui, acolo în biserică, iar eu cu ale mele afară, așa ne-ar plăcea să trăim. Ne-ar plăcea ca Dumnezeu să rămână cu ale lui pe aici. Și noi să mergem să ne vedem de ale noastre. Prezența Lui Dumnezeu nu se pare prea complicată. Sau vrem prezența Lui Dumnezeu doar în termenii noștri. Doamne, dacă faci ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu, ești binevenit în viața mea. Și închei cu ultimul lucru, spunându-L ca asemenea, ce zic de acest obede Domn? El a înțeles un lucru simplu pe care noi nu-l înțelegem. Nu înțelegem că, refuzând prezența lui Dumnezeu, ne privăm de binecuvântările lui Dumnezeu. Vrem binecuvântări, dar fără prezența lui. Dragi tineri, aș vrea în concluzie să nu uitați care sunt pericolele obișnuinței cu Dumnezeu. Poate ești aici în această seară și ai crezut că dacă îl sujești pe Dumnezeu, e scutit să mai asculți de El. Poate ești aici în această seară și ai crezut că poți trăi fără să te consacri lui Dumnezeu, dar ai ajuns la compromis. Poate ești aici în această seară și crezi că poți să neglijezi consecințele neascultării de Dumnezeu. Sau poate că ești aici în această seară și în loc să recunoști că ai greșit și ai nevoie de pocăință, ești gata să renunți.